Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Aceasta este sesiunea 13, și ultima din seria Darurile Duhului Sfânt. Darurile motivaționale care sunt pomenite în multe părți în Noul Testament și sunt spuse așa în ordine în Roman 12. După cum într-un trup avem multe mădulare și mădularele ne-au toate același slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de încurajare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. În sesiunile precedente, V-am vorbit despre darul prorociei, darul de slujire, darul de învățător, de motivator și darul dărniciei. Azi vă voi vorbi despre darul de a conduce, numit în scriptură cârmuire, și despre darul milei. Cârmuitor. Asta e termenul scripturii și este un cuvânt vechi. Înseamnă simplu conducător, lider sau organizator. În orice grupare de oameni, la orice școală, la servici, în biserică, în familie, există cineva care are rolul de conducător. Asta este și o slujbă. În Biserica Dumnezeu a dat slujba de conducător, să zicem, pastorului sau preotului care răspunde înaintea lui Dumnezeu de oamenii dați în grija lui. Asta este slujba Duhului Sfânt de conducător. Dar nu este ăsta darul Duhului Sfânt motivator. Nu este darul de cărmuire despre care vorbește Scriptura aici în Roman 12. Un pastor de biserică a primit de la Dumnezeu slujba asta, deși el însuși poate avea alt dar motivațional dat de același Dumnezeu. Cam același lucru este valabil pentru majoritatea slujbelor din biserică. De multe ori, Dumnezeu Pune într-o slujbă pe unul care are un dar motivațional complementar, ceva care să complementeze. Câteodată, cum este, de exemplu, în biserica noastră, pastorul are același dar ca și slujba, același dar motivațional pentru slujba în care a fost pus. Are darul de a cârmui, adică de a conduce. Peste darul lui specific, el va învăța apoi să devină un motivator, un învățător, un proroc, să aibă o bună măsură din toate ce îi trebuie unui om echilibrat. Darul acesta de conducător, de organizator, este extrem de important în Biserica lui Hristos. Un organizator are abilitatea de a vizualiza un proiect dus la bun sfârșit are abilitatea de a forța circunstanțele, de a muta munții până ce duce proiectul la bun sfârșit. Despre un astfel de om este scris în psalmul 1. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Unul cu darul de motivator, un exorter, simt o bucurie enormă să înceapă proiecte, să stârnească pe cei din jur la bine. Un organizator are bucuria unui proiect dus la sfârșitul lui. Și un organizator va învăța să miște pe oameni, va schimba rolul, va trece peste împotriviri, va stârni controverse cu ochii țintă totdeauna la capătul tunelului, la capătul drumului, la sfârșitul unui proiect. Sfatul pe care îl dă scriptura unui conducător, unui organizator, este scris în următorul verset de la Roman 12, versetul 14. Spune pentru ei, aveți grijă, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. De ce li se spune asta lor? pentru că felul lor al conducătorilor, felul lor decisiv de a împinge lucrurile spre completarea lor, va stârni împotrivire, va călca, să zic așa, pe multe bătături. Și omul ăsta va avea de suferit din pricină că vrea să-și facă slujba la care cei care îl persecută l-au angajat, de fapt. Nu odată am văzut asta și în biserica noastră și în multe biserici. Câte greutăți, câte împotriviri, calomnii, persecuții îndură un pastor câteodată, un conducător, de la cei care l-au ales în funcție asta, tocmai pentru calitățile astea. Pentru că era tare, era statornic, pentru că era decis să facă ceea ce face. Da, spune, dar acum oamenii sunt răniți. Un, nu vezi, a schimbat dirijorul de cor și ăsta are 10 rude în biserică nu se ține ad literam de statut. Și după Scriptură, știți, nici Sfânta Tradiție nu este așa de importantă ca statutul, nu? Păi bine, le spui, dar voi i-ați pus în vedere să pună lucrurile astea la punct. I-a zis să se ocupe de muzică, de tineret, de asta și de asta. Da, i-am zis, dar să facă cu delicatețe, fără să se simte nimeni lezat. Și vine ziua când pe conducătorul ăsta, pe pastorul ăsta îl cuprinde deprimarea, își deci vine să-și ia câmpii, să se ducă încolo, în orice direcție. Și apoi aceeași biserică pune pe un altul care nu calcă pe bătătură pe nimeni, pentru un simplu fapt, nu face nimic. Și la un an, toți îl jelesc pe primul. A, Ăla era om care știa ce vrea. Dacă cineva cu darul de conducător vrea să-și trăiască darul, trebuie neapărat să învețe unul din cele șapte principii de bază ale scripturii, principiul suferinței. Un conducător va suferi. Dacă nu este capabil să sufere, nu poate să se exercite darul așa cum se cuvine. Va reacționa cu blesteme, cum zice aici în Scriptură, directe sau implicite, în, la toată împotrivirea care este în jurul Lui. Isus a fost și este păstorul nostru cel mare, cel mai înalt conducător. Și ca atare a fost cel ce a suferit cel mai mult din partea celor ce El le-a slujit. În scriptură, Neemia este unul din cele mai clare exemple de organizator, de conducător. În el s-a stârnit focul ăsta de a vedea Ierusalimul zidit iarăși, apărat de atacurile interminabile a celor din jur. Focul ăsta era de la Duhul Sfânt, care l-a înzestrat pe Neemia cu darul ăsta grozav de conducător, de lider. Și cine fusese el până atunci? Era paharnic, împăratului, Era o funcție importantă, dar nu era exact ce ai gândit despre un conducător. Și în secunda aceea, Neemia vizualizează, vede în mintea și în duhul său, Ierusalimul gata zidit, organizat, apărat. Era o muncă uriașă în fața lui, aproape imposibilă. Și aici apar calitățile darului acesta de organizator. Prima calitate. Omul ăsta este în stare să rupă un munte uriaș din fața lui în pietre mai mici, ca să poată fi ridicate una după cealaltă. Abilitatea asta de a desface un proiect de lungă durată, un proiect mare, în pași mici, care se pot face fiecare individual, fără însă a pierde din vedere scopul și ținta de la început, asta e abilitatea de căpătâi a unui lider, a unui organizator. Ispita care vine cu calitatea asta este tendința de a privi oamenii ca pe simpli pioni într-o piesă de șah, așa ca niște resurse pentru un proiect. Și un om nu este doar o resursă, un om este un om. Un organizator îi va pune pe unii la asta, pe alții la cealaltă. În mintea lui, toate au sens, însă cei din jur de multe ori nu văd ce este în mintea lui și omul are nevoie și de motivație, nu doar de direcție. Un organizator își va pierde răbdarea cu oamenii repede, așa când va vedea că nu este înțeles din ce spune, că este înțeles pe dos, că pașii ăștia trasați de el nu sunt urmați. Și atunci știe ce te are de făcut, schimbă oamenii cu alții. Proiectul trebuie neapărat dus la capăt. A venit într-o zi un prieten la mine și mi-a zis sunt așa de dezamăgit de fratele X, nu numai dezamăgit, sunt rănit de-a de Fratele ăsta X era unul dintre cei mai cunoscuți predicatori baptiști. Spune ea, 8 luni am fost în casă, unul în casa celuilalt, de dimineață până seara. Am lucrat la niște proiecte de cărți împreună. Am stat mai mult cu el decât cu familia mea. Și acum nici nu mai mă salută. Nu mai m-a sunat de trei luni. Sunt mai mult decât rănit. Sunt înfuriat la maxim, a zis. Și am zis: Ești înfuriat și rănit pentru că nu înțelegi ceva de bază. Ai fost cu el 8 luni la un proiect, nu la el. Nu erați prieteni, erați doar colaboratori. Există un singur magnet care vă punea împreună, proiectul. Și când proiectul s-a sfârșit, el s-a dus la următorul proiect. Liniștit. Și îți spun eu că el e absolut sigur că și tu ai făcut același lucru, nici nu are habar că ești rănit. Te super degeaba. Omul este cu totul nevinovat. Nu te-a tras ca prieten, ci ca colaborator. Îi pretinzi ceva care nu-ți-a promis. Asta este una dintre calitățile și câteodată unul dintre defectele unui organizator. Este în stare să adune oamenii pentru proiecte și apoi se mută în altul. Are a doua calitate. Un organizator va fi în stare să delege, să dea părți din proiect la unul și la celălalt. Să dea autoritate unuia pentru ceva, să dea autoritate altuia pentru altceva. Un om cu darul slujirii nu poate face așa ceva. Mama mea vrea să le facă ea pe toate, până la 4-5 dimineața, pentru un motiv foarte întemeiat în mintea ei nimeni nu făcea așa de bine ca ea. Asta e calitatea și defectul unuia cu darul de slujire. Dar un conducător este exact opusul. El împarte proiectul în felimititele și dă responsabilități în dreapta și în stânga. Din pricina asta, câteodată auzi pe cei din familie sau din biserică, ăsta nu face nimic, doar ne pune pe noi toți să facem ceva. Tot cam așa este și la servici, nu? Foarte rar un manager, un director este apreciat de salariați, pentru că lor li se pare că ei fac totul și directorul doar vorbește la telefon. Ispita calității astea de a delega un proiect este exact asta. Omul dăruit în felul ăsta de Duhul lui Dumnezeu poate să fie ispitit să abuzeze calitatea asta de a delega doar ca să scape el de muncă. Apoi, un lider are abilitatea să facă din ceva greu ceva care pare așa de ușor pentru cei de afară. Este foarte atent la detalii doar în sensul că vede obstacolele care pot interveni înainte. Însă, el însuși nu poate să sufere să se oprească la toate detaliile unui proiect. El se uită mereu la capăt. Nemia, în scriptură, a fost un astfel de lider. El a fost om înzestrat cu darul ăsta. El însuși nu a participat direct la clădituri Ierusalimului, însă s-a ocupat de obstacolele din fața proiectului, de obstacole financiare, de dușmani. S-a ocupat de ceea ce putea opri pe cei care lucrau. Un lider are abilitatea de a decide. Este în general un om, așa zicem noi, dintr-o bucată, cum zice românul cu șirea spinării. Are o anume duritate în ea. Odată ce a decis ceva, are tendința să se țină de ce a decis. De câte ori oare Nemia a fost chemat de dușman Ierusalimului, a fost chemat la discuții, la consfătuiri, doar, doar s-a oprit? De fiecare dată el a spatele, știa ce vrea. Calitatea asta vine și cu ispita de a fi folosită rău. Adeseori, un om ca asta va forța deciziile lui peste alții, fără să mai țină cont că și acești alții sunt tot oameni, sunt frații lui. Un om hotărât poate ușor deveni un om dur. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu acest dar de conducător, ai grijă să te pregătești. Prima, a doua, a zecea lecție care trebuie să o înveți este abilitatea de a suferi. Dacă nu înveți asta, toți cei din jurul tău vor suferi. Un conducător la urma urmelor este unul care duce poveri. Va trebui să înveți că omul nu este doar o cărămidă, că este făcut din carne și din oase și din sentimente. Va trebui să înveți cum să explici altora Poza aceea mare și lungă pe care tu o ai în minte, așa foarte clar. Va trebui să înveți cum să motivezi pe alții, cum să mulțumești celor care te ajută în ceea ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Va trebui să înveți flexibilitate, adică, într-un cuvânt, va trebui să ai buna măsură din toate. Dar, împreună cu această cruce vei avea bucuria de a vedea bunul sfârșit al multor, multor lucrări ale lui Dumnezeu și sfârșitul ăsta foarte puțin oameni ajung să-l vadă. Dacă în familie sau în biserică este nevoie ca ceva să fie făcut și să fie făcut bine, caută un om care este dăruit de Duhul lui Dumnezeu cu darul ăsta de conducere, de organizator. Este posibil ca omul ăla să nu fie pastorul bisericii. În general, pastorul este fie un motivator, fie un învățător, fie un profet, câteodată. Caută un organizator, un lider. Dar fii atent cum îl cauți, pentru că, în general, oamenii aceștia nu se bagă în față. Stau deoparte și așteaptă să fie invitați, să fie autorizați, împuterniciți în slujba aceea, și apoi dă-te la o parte că ăla va ști cum să mute munții pentru slujba Dacă în familia ai un copil, un băiat, o fată, care are darul acesta, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru familie și pentru copil este să-i dai responsabilități și să faci un pas înapoi. Adică ai să rămâi așa mirat să vezi cum copilul ăla înflorește și crește și asta aproape miraculos, ai să, al să vezi cum învață să împartă proiectul în părți mici, cum distribuie sarcini la toată lumea în jur, cum te trimite pe tine la una și la alta. Și vei avea satisfacția enormă să vezi pe fața lui când ceva este dus la bun sfârșit. Vrei să distrugi un copil care are darul ăsta? Leagă-l la mâini. Fă tu totul în locul lui. Nu-i de autoritate, nu-l împuternici, ține-l de mână tot timpul și vei sufoca darul care l-a pus Dumnezeu în el. Am să trec la al șaptelea dare enumerat aici în Roman, capitolul 12. Darul milei. Milostenia înseamnă dărnicie care e făcută cu milă. Mila însă este un dar de la Dumnezeu. Este o abilitate supranaturală aproape de a simți durerile altora. Versetul preferat al celor ce au darul ăsta și sfatul lui Dumnezeu pentru oamenii ăștia este acesta. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dar de ce sfătuiește Scriptura așa ceva pe oamenii aceștia dăruiți cu darul milei? Pentru că există tendința doar să suferi cu cei ce suferă. Și Biblia vrea ca un astfel de om să fie echilibrat, trebuie să învețe să se bucure cu cei ce se bucură. Care este principiul de bază de viață pe care un om cu darul ăsta trebuie neapărat, neapărat să-l învețe? Este principiul purității morale. Pentru că un om cu darul milei va vedea doar suferința celui din fața lui și va avea tendința să treacă cu vederea orice păcat a celui ce suferă. Și nu doar atât. Felul lor de a simți suferința celor ce au căzut, de exemplu, în imoralitate, îi împinge către aceștia, vor să vindece ceva acolo și atunci ei înșiși cad în aceeași imoralitate. Cea mai morală femeie în care arde darul ăsta al milei este gata să îmbrățișeze cu iertare și iubire pe cel care alaltă el și-a înșelat soția și acum este dat afară din biserică. Și din îmbrățișările astea, nu odată am văzut căsătorii fără mate și pe ea plecând cu el. Cine este dăruit cu acest dar, trebuie să-și însușească din toată Scriptura principiul ăsta al purității morale. În biserică vei auzi deseori pe unii spunând, biserica asta tolerează păcatul. Despre cine vorbește? În general, auzi asta de la cei cu darul de profet, și vorbesc despre cei cu darul milei. Și spun asta pe drept. Când cineva a căzut în păcat în biserică, cel cu darul milei, puțin îl interesează de păcat, de ramificațiile lui, de faptul că alții sunt influențați în rău. Tot ce vede este suferința celui care a căzut. Iar profetul simte că dacă asta e regulă aici în biserică, în curând totul se va corupe. El se simte sufocat de coruperea care vine peste biserică. Dar îi vei auzi pe alții spunând, Biserica asta este așa de legalistă. Aceeași biserică. Spune ei, nimic nu este tolerat aici. Asta e vocea celor dăruiți cu darul milei, vorbind în general de profeții din Biserică. Și, în general, vorbește despre faptul că de dragul dreptății nu mai este loc pentru milă. Ei se simt sufocați de dreptate. Psalmul 85 spune așa echilibrat: Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ, dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Arta unui conducător este de a face pe unul să se sărute cu celălalt. Asta este artă, cu adevărat. În biserică unde cel dăruit cu darul profeției este prieten la cataramă cu cel dăruit cu darul milei, s-a întâmplat o minune. Acolo este unul care a fost în stare cumva să-i aducă pe unul în brațele celuilalt. Când am fost eu prima oară la seminarul ăsta despre care vă spun acum, în sală era un congresmen american. La urmă, el și soția lui au mărturisit deschis. Spuneau ei: Am venit aici ca o ultimă încercare să ne salvăm căsătoria. De aici plecam la divorț. El era un profet 100%. Tot Congresul American știa asta, cu asta nu te jucai. Alb și negru. Nu existau culori. Dreptate și adevăr. Ea era dăruită de Dumnezeu cu milă, de ieșea mila și prin albul ochilor. Nu vedea decât suferința celor din jur. El nu putea înțelege cum de soția lui e gata să facă orice fel de compromis de dragul celor ce își bat joc de dreptate și de adevăr. Doar pentru că ăștia suferă, păi suferă pe drept. Ea nu putea să înțeleagă cum de omul ăsta al ei este așa de obsedat de adevăr și dreptate și nu vrea să vadă suferința din jur. Până ce au înțeles că fiecare avea un dar inestimabil de la Dumnezeu și fiecare era menit să-și trăiască darul, dar să-l trăiască înțelegând pe celelalte daruri și înțelegând de asemenea primejdile de a folosi darul lor în mod carnal și firesc. Și au plecat de acolo mai uniți unul cu celălalt decât au fost vreodată în viață. În Scriptura Apostolului Ioan este un exemplu grozav al unui om în care ardea darul acesta al milei. Ce caracteristici are un om cu darul acesta? În primul rând, este unul care tinde să fie foarte loial față de prieteni. Ori se departează complet de cineva, ori se apropie complet de cineva. Oamenii ăștia nu au prieteni superficiale. Ori sunt de partea ta, ori nu. Ioan avea sentimente ca acestea și nu încerca să le ascundă. El stătea cu capul drept pe pieptul lui Isus. Fără să-i pese prea mult ce gândeau alții despre asta. El spune despre el însuși în Evanghelia lui, el își face singur portretul și spune ucenicul pe care îl iubea Isus. El avea sentimentele astea și aștepta sentimentele astea. Pentru Ioan, loialitatea față de prieten era absolut tot. El este unul din cei care au rămas la piciorul crucii când Isus a fost răstignit și când toți ceilalți au plecat din pricina loialității lui Isus, îi dăruiește responsabilitatea mamei lui. Isus îi spune lui Ioan pe cruce, Fiule, iată mama ta! Isus știa că odată ce Ioan s-a lipit de cineva, nimic, nimic nu îl mai dezlipește. Loialitatea asta merge până la extrem, unde omul tinde să devină chiar violent dacă cei față de care el este loial dacă prietenii lui sunt persecutați sau sunt tratați rău. Când unii din apostoli din prietenii lui Ioan au fost respinși de locuitorii unui sat, Ioan s-a simțit rănit până în măduva oaselor. El a strigat, Doamne, fă să cadă foc din cer peste satul ăsta. Problema este că Iisus știa că dacă va cădea foc din cer peste sat, primul care se repede să mângâie rănile celor arși este Ioan. Așa că Isus și-a văzut de treabă. Aplicația firească a calității astea este de loialitate și prietenie strânsă, este tendința de a deveni posesiv. O soție cu darul ăsta așteaptă din partea soțului ei cuvinte de dragoste la fiecare 10 minute. Așteaptă din partea celuilalt același dar. Și problema este că sunt foarte puțini oameni care au darul ăsta. Și, la un moment dat, prietenii lor încep să se simtă de-a dreptul sufocați. A doua calitate a unui om cu darul milei este abilitatea miraculoasă și aproape necontrolabilă de a simpatiza cu oricine suferă. Unul ca asta, dacă l-ar fi văzut pe Hitler, că se lovește la picior și se repede imediat să-l bandajeze, și se uită chiar urât dacă altul spune mai bine și ar fi rupt gâtul. Omul ăsta nu are decât cuvinte de iubire și de mângâiere. Este în stare să detecteze suferința aproape înainte ca omul respectiv să știe că suferă. Ioan este numit Apostolul Iubirii. El vorbește peste tot în, în Evanghelia lui, în epistolele lui despre iertare, despre împăciuire, despre iubire. El scrie cel născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Și apoi parcă îl vezi că înghite în sec și se gândește, vai da ce rău se simte acum Andrei, care face câte o prostie absolut în fiecare zi. Și eu i-am spus că cel născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Și repede, repede scrie a doua frază. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la tatăl un mijlocitor. Duhul ăsta de milă din Ioan nu poate lăsa un căzut acolo, așa doar căzut. Trebuie neapărat să-l ridice. Pe un astfel de om nu-l interesează dacă cel căzut merită sau nu merită, dacă este vinovat sau nu. Atât îl interesează, este căzut. El îți va repeta versetul acela pe care atunci când l-a citit prima oară a simțit așa o căldură în fiecare moleculă din trup. Versetul acela din Iov. Cel ce suferă are dreptul la mila aproape lui, chiar dacă a părăsit frica de Dumnezeu. Și versetul ăsta îl va aduce pe masă ori de câte ori cineva este pus la disciplină în biserică sau în familie. Darul ăsta este inestimabil. Este o comoară dată bisericii sau familiei. El este omul cu trusa sanitară care umblă printre bombele care cad în război, parcă s-ar plimba în parc aduce prima mângâiere, primul balsam celor răniți. El nu este doctorul care va vindeca. Doctorul trebuie să fie cineva care să știe să opereze, să mai taie, să coasă. Dar el este cel ce aduce prima ungere de mângâiere. Oamenii aceștia sunt făcătorii de pace într-o familie și într-o biserică. În predica de pe munte, Iisus spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Aceștia sunt prorocii, cei care prețuiesc cumva adevărul, dreptatea, curăția, așa și le prețuiesc în mod natural, așa ca a doua natură. Dar apoi Isus spune imediat, ferice de cei împăciuitori, ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ăștia sunt făcătorii de pace, cei care ung răni. Și Isus în predica lui pune unul lângă altul, parcă spunându-ne nouă Bisericii lui Dumnezeu: aveți grijă să prețuiți și pe unul și pe celălalt. Primul, fără al doilea, creează un om drept și plin de răni. Al doilea, fără primul, face un om care va răni pe toți din jur. Calitatea asta de a simpatiza cu oricine suferă poate fi folosită spre detrimentul Bisericii, însă și spre detrimentul familiei și chiar spre cădere personală. Există un verset care ascunde un secret adânc în Scriptură. Iisus a spus, unde este comoara voastră, acolo se va duce și inima voastră. Adică acolo unde este investiția voastră, acolo se vor îndrepta până la urmă sentimentele și iubirea. Când un om cu darul milei simpatizează, sare în ajutorul la tot suferinții, fără să ia seama la cauzele suferinței, la păcat sau la corupție, legea asta, că acolo unde este investiția se duce și inima, legea asta îndreaptă inima spre cel căzut sau corupt. Și fără să-și dea seama, inima se lipește de inima omului la corupt și omul ăsta care este dăruit de Duhului Dumnezeu cu darul milei, începe să meargă pe căile celui corupt, inimă lângă inimă și mână lângă inimă, mână lângă mână. Mă întreb, după toate astea care ai auzit, poate să dai seama, ești tu oare unul din cei care au fost dăruiți de Duhului Dumnezeu cu darul milei? Niciodată nu vei fi plictisit. Te vei bucura unde alții nu văd nimic, Vei plânge unde nimeni nu are o lacrimă în ochi. Vei vedea suferințe pe care nimeni nu le vede. Mai mult decât toate, vei avea harul să simți suferința lui Hristos ca pe suferința ta. Și asta este un diamant de mare preț. Îl vei însoți pe Hristos acolo unde foarte, foarte puțini oameni sunt în stare să meargă cu El, în locuri de suferință, în depresie. Mulți cer lui Hristos pe bună dreptate, părtășie cu puterea lui, cu înțelepciunea lui, cu minunile lui. Tu vei căpăta ceva dincolo de toate astea. Vei căpăta lacrimile lui Hristos. Îl vei vedea pe Domnul cum foarte puțin oameni îl pot vedea. Dar ai mare grijă să înveți viața de puritate morală și ai grijă să te împrietenești cu un profet care să te echilibreze. Prietenia cu un profet vine în mod natural pentru că, în general, opusurile au tendința să se atragă. E adevărat, după ce se atrag, este posibil să apară și foarte multe conflicte. În Scriptură, Ioan a fost cel mai bun prieten cu Petru. Ai în familie sau în biserică pe cineva care a fost dăruit cu milă de la Duhul Sfânt? Prețuiește-l ca pe argint și aur. În încheierea studiului ăsta, cum aș putea să pun în într-o perspectivă așa concentrată toate aceste șapte daruri motivaționale ale Duhului Sfânt? Am să vă dau câteva exemple inspirate din unele seminare la care am participat și cum cumva adaptate așa pentru gândirea noastră românească. Uite, băiatul meu, Tami, și-a scrântit serios glezna la un mărci de volei. Cu o lună înainte însă și-a luxat și cotul și a avut o fisură la os care l-a obligat să poartă un soi de gips la mână și să facă terapie fizică până în ziua de azi. Și acum, cu mâna în ghips și cu glăzna închisă, să zicem că vin șapte persoane din biserică să-l viziteze la spital. Vasile are darul de profet de la Duhul Sfânt și el de glas la un gând pe care probabil că noi toți l-am avut, dar n-am avut curajul să-l spunem. Dar el îl verbalizează, îl verbalizează cu toată seriozitatea. Ascultă, Tami, cam ce crezi că vrea Dumnezeu să-ți spună prin accidentele astea? Ai oare un păcat nemărturisit care te urmărește? Nu, nu zâmbi, e treaba serioasă. Coincidența este mâna lui Dumnezeu atunci când vrea să vorbească anonim. Înțelegi ce spun? Maria, soția lui Vasile, este mila personificată prin Duhul Sfânt. Și după ce aruncă o privire îndurerată și plină de întrebări și dojeană soțului ei, se întoarce spre Tami și spune așa cu ochii umezi. Nu lua aminte la Vasile, știi, știi, cum este el, dar el îți vrea bine. Spune, cum te simți? Când am auzit că ai avut două accidente, așa mi s-a strâns inima de îngrijorare. Cici, soția mea, mama lui Tami, a fost binecuvântată de Duhul lui Dumnezeu cu darul slujirii și întinde lui Tame un pachet uriaș. Uite aici, ți-am cumpărat prăjitura aia preferată, ți-am adus cărțile pe care vrei să le citești, calculatorul și toate cărțile de școală. Ți-am pus două pijamale și alte trei schimburi. Îți mai trebuie ceva? Și Tami oftează. Mama, nu stau decât cinci ore aici. Mâine vine acasă. Fratele Ioan este învățătorul bisericii s-a nimerit să fie și doctor, dermatolog. Și îi, spun, îi spune lui Tami, ascultă, eu sunt tot de bol de piele, dar am stat ieri trei ore să mă uit la radiografiile tale, am scos de pe internet toate documentația despre factura asta și despre gleznă. După ce pleacă toată lumea, stăm aici noi câteva ore și eu ți explic exact ce s-a întâmplat. Cam la faza asta, jumătate din noi ăștia ne apropiem instinctiv de ușă. Eu, tatăl lui Tommy, am descoperit semnificații la dânci ale gleznelor scrântite. Și atunci îl întreb, ascultă mă ai citit acele șapte lucruri pozitive care pot rezulta din accidentele astea? Unul este că nu mai trebuie să faci treabă în casă câteva săptămâni. Și fața lui Tommy se luminează brusc. Al doilea este că îi dai prilejul Lucas, fratele tău, să facă toate în locul tău și unde este efortul unui om, acolo se duce și inima lui fața lui Luca se întunecă pe loc. Uite, continuu, eu mi am caminte de vorba aia unui preortodox care spunea câtă vreme tușești, niciun popă nu te îngroapă. Tot așa și cu glezna ta. Și nu are sens să te văicărești atâta. Bunicul tău spunea, am văzut un om cu capul tăiat care nu se plângea absolut deloc. Tami zâmbește, Lucas dă aprobativ din cap, deși a dispărut brusc zâmbetul de pe buze, și Ioan, învățătorul bisericii, își face cruce, gândindu-se cum de-am ajuns de la glezna luxată la tuse, la coșciug și la capete tăiate. Iar Vasile se încruntă pe drept, gândindu-se că aici nu e loc de glume. Alături este Adi, un frate mai înstărit, înzestrat de Duhul Sfânt cu darul ajutorărilor. El se întoarce către mine și -mi optește încet. Știu că nu ai asigurare chiar acum. Am vorbit eu cu doctorul și spitalul, totul este în ordine, să nu te îngrijești de nimic. Am rezolvat eu problema. Tami aude și respiră ușurat. Acum o lună, când și-a scrântit mâna, a auzit de la mine despre toate cheltuielile legate de mâna lui în gips. Și se întreba până acum o secundă cât o să mai audă acum despre glezna scrântită. Marcel, liderul de la tineret, e lider în biserică, se întoarce spre Tommy și zice Accidentul ăsta crea câteva probleme, dar toate se rezolvă. Nu te îngrijora. În locul tău îl punem pe Marius la pian. Dacă tu nu mai poți merge la schiat, am dat biletul tău lui Lucas. I-am spus lui, a, dacă nu mai vii la lecții de pian câteva săptămâni, până ce te pui pe picioare, sunt alții care preiau lucrările tale. Cam asta se întâmplă când toate darurile sunt puse la loc. Uite să vă spun altă istorie. Ne-am adunat câteva familii la masă. Mama a zis lui Gianni, Aduse desertul ăla din frigider și pune-l pe masă. Păi când se-l pune pe masă, tortul a de pe platou, drept pe parchet și s-a împrăștia peste tot. Toți au rămas cu gura căscată, probabil gândind la tort, iar Gianni a rămas în pietrii de groază. Maria, cu inima plină de miră, în mângâie pe Gianni pe cap, spunând, nu te necăji, oricui se putea întâmpla așa ceva, stai liniștit, nu-i sfârșitul lumii. Ioan, învățătorul bisericii, a băgat de seamă ceva. Mai ați văzut? Tortul era pus prea mult, un pic pe marginea stângă a platoului și suprafața de jos s-a topit nițel și din pricina asta a alunecat. Exortă Rosalat al Andrei, încearcă să pună un zâmbet pe fețele crispate din jur. Deci asta mi-aduce aminte de o istorie cu unul care din greșeală s-a așezat pe dantura lui falsă pe care o uitase pe scaun și dantura s-a rupt praf și a început să zâmbească fără dinți. Și l-a întrebat altul, mă, dar cum te zâmbești când s-a întâmplat așa o nenorocire? Pe păi gândește-te, i-a zis primul, e mai bine să te așezi pe dantura falsă decât pe cea naturală, nu? Vasile imediat aduce seriozitatea la locul ei. Asta se întâmplă, spune el, când nimeni nu este atent la ceea ce face și apoi se mai și glumește despre toate astea. Cici, soția mea, care are darul slujirii, se repede. Stai niță! stai că iau mătura, imediat curățăm totul aici de nu se mai vede nimic. Adi, omul care finanțează, n-a spus nimic. Deja el a ordonat altor de la magazinul de jos. Și liderul Marcel spune, soara, ci nu te mișca de pe scaun. Vasile, du-te și adu mătura. Maria, strânge tu ce se poate strânge cu mâna. Cineva să fie atent la cioburile alea. Mutați masa mai alături să fie munca mai ușoară. Acum, sunt și exemple mai serioase decât astea. În biserică se întâmplă ceva dureros. Unul din învățătorii bisericii, să zicem, a căzut în păcat. Și lucrul ăsta este acum public. A înșelat pe cineva, pe undeva, și sunt ramificați în biserică și în afară. Sunt unii acum care îl acuză de lucruri pe care nici nu le-a făcut, dar care seamănă cu ce a făcut acum. Și noi ne adunăm seara la Comitetul Bisericii să înțelegem ce să putem, ce să facem. Suntem în jurul mesei și nimeni nu spune un cuvânt. Lucrul este destul de grav. Dar știm toți la ce gândim. Sunt atâția oameni răniți în biserică, dar omul ăsta are și el familie, soție, copii. Avea reputație și nume bun. Era și un om destul de popular. Mulți tineri se duceau după el. Cine știe acum se duc după toate prostiile care le-a făcut el. Sunt atâtea mult unghiuri din care se privește întâmplarea asta și soluțiile ei. Ce este de făcut? Acum, nu ce îi face? Sora Maria, care reprezintă în comitet surorile din biserică, ea este cea dăruită de Duhul Sfânt cu milă. Și spun, toți greșim, spune. Dacă este să ne pedepsim pentru fiecare greșeală comisă, pe cine mai rămâne în picioare? Voi ați văzut pe copiii omului ăsta ce în durerea sunt? Nu cumva să vă gândiți să mai adăugați alte durere la durerea lor. Iisus a spus, cine nu are păcat să arunce prima piatră. Uite, eu mă duc acum în curte să iau o piatră și dacă cineva este gata să fie omul ăla fără păcat, să arunce el. Na, nu mai pot zice nimic, are dreptate. La faza asta, noi tot restul gândim, frații noștri mai bătrâni știau de ce doar bărbații trebuie să fie în comitet. Și se face așa un timp de liniște. Învățătorul Ioan sparge gheața, deschide Scriptura și spune Fraților, Scriptura vorbește clar despre păcatul acesta, despre consecințele lui și mai vorbește despre felul în care Biserica trebuie să reacționeze la asta. Nu ne putem lua numai după emoții. Și apoi urmează 20 de citate din Scriptură și explicațiile necesare. Și el are dreptate. Trebuie să ne luăm după Scriptură, într-adevăr. La faza asta, fratele Vasile, care are darul de profet, s dezmeticit după noul ceală aia cu pietrele solei Maria. Și spune el peștele se împute de la cap. Dacă un oarecare din biserică face asta, este rău. Dar dacă un lider, unul dintre noi, de așa exemplu, o trăvește pe toți cei care îl urmează, tinerii noștri apucă pe căi corupte, din pricină că noi nu avem și spinării și nu luăm măsuri. Și pe mine mă doare de omul ăsta și de copiii lui, dar trebuie să ne gândim la toată biserica și mai mult decât atât, trebuie să ne gândim la onoarea numelui lui Dumnezeu. Și toată lumea știe că Vasile are dreptate cu totul. Fiecare tată a văzut cum copiii lui se corup după modelul celor mai mari. Dar Andrei simte că ne învârtim, ăsta este exortărul motivațional, ne învârtim în cerc așa și nu vede. Nu, nu vedem ce poate Dumnezeu să creeze așa magnific dintr-o situație așa dureroasă ca asta. Pe păi ce putem învăța de aici? Ce vrea Dumnezeu de la noi, nu de la El, într-o situație ca asta? Uite, să vă explic ce mi s-a întâmplat mie când eram de vârsta Lui. Și Dumnezeu a folosit întâmplarea asta pentru schimbarea mea și a altora din jur. Și îi ține într-o serie de istorii până când unii devin de-a dreptul bucuroși pentru ce s-a întâmplat, iar alții și-au luat trei pagini de notițe care să le spună diseară copiilor acasă. Între timp, Florin, care este dăruit cu darul slujirii, el și-a dat seama de tensiunea și oboseala celor din jur și fără să mai bage nimeni de seamă, a făcut cafea pentru toți, a pus pe masă prăjituri și deodată toate fețele s-au destins. Parcă nu mai par toate chiar așa de negre. Adi, cel care dă în dreapta și în stânga și finanțează lucrurile, între timp a făcut socoteri. Dacă punem pe omul ăsta deoparte pentru o vreme în biserică, nu-i mai poate da, biserica mică aia diurnă pe care o primea lunar pentru slujba lui. Nu poate să dea pentru că după aia ies vorbe și suferă biserica. Dar zice, spune, eu voi continua să dau familia aceea personal ce au nevoie în lunile astea până omul se îndreaptă ca să nu sufere copiii și soția, am făcut toate socotele. Iar la urmă pastorul, liderul bisericii, oftează. Aveam așa o mulțime de necazuri deja. Trebuie să rezolvăm și pe asta. Andrei, tu te duci cu niță și mergeți să vorbiți cu cei ce sunt răniți personal de situația asta. Vă rugați cu ei, vedeți ce se poate rezolva. Marcel, tu te ocupi de copiii fratelui ăsta. Ei n-au nicio vină, vezi ce faceți la tineret. Copiii au tendința să fie cam un cruz unii cu alții. Vasile, tu ești casierul bisericii, vedeți cum faceți cu ajutorul pe care Adi l-a oferit. Mai bine, fără să implicați biserica, trebuie să înlocuim acum pentru cele trei luni pe fratele la școala duminicală. Eu voi ține legătură strânsă cu el și mă asigur că revin la o situație mai bună, mai bună ca înainte, așa cum ne-a zis Andrei. Cam așa se întâmplă când darurile lui Dumnezeu sunt puse împreună și în biserică, și în familie, și în comunitate. Nădejdea mea este ca fiecare dintre voi, așa cum scrie Scriptura, să însetați și să căutați și să cereți de la Dumnezeu ca din toate aceste daruri să aveți din toate bună măsură. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.